mai mult decât decent. Acum contraatacul arădenilor, foarte bună pasa și continuarea pentru Rareș. Pop! Gol! Uta restabilește egalitatea în minutul 19. Este 1-1, două goluri marcate în urma două contraatacuri. Rareș Pop restabilește egalitatea. Iată de unde pleacă totul. Defensiva Rapidului surprinsă, fundașii centrali erau la faza fixă, Christopher Brown rămas izolat, iese în întâmpinare, pasa simplă pentru Pop. Nu e chiar cea mai de finețe, să spunem, cea mai finuță finalizare pe sub Horațiu Moldovan. Răsfățatul, bijuteria Aradului înscrie Rareș Pop al doilea său gol din această stagiune după cel marcat în